Anul acesta se preconizează a fi cel mai sărac Paște pentru mulți timișoreni. Mielul este primul exclus de pe lista cumpărăturilor pentru masa de Paște. Cei care lucrează pe salariul minim pe economie vânează ofertele magazinelor sau chiar se împrumută pentru a pune totuși ceva pe masă. Mulți dintre aceștia spun că vor face mâncare ca în orice altă zi obișnuită. Poate vor avea pe masă câteva ouă roșii cât să simtă și ei că este sărbătoare. Timișorenii aflați în această situație recunosc cu un gust amar că ar mânca o felie de drob sau o friptură de miel, însă posibilitățile lor sunt dureros de mici în fața prețului unui kilogram de carne de miel. Bătrânii cu pensii mici trăiesc la fel de greu. De parcă nu ar fi fost de ajuns faptul că nu prea au ce pune pe masă, multora dintre ei singurătatea le macină sufletul. Meniul de Paște devine tot mai scump pentru mulți dintre timișoreni, fie că vorbim de pensionari sau de tineri. Mulți dintre ei s-au obișnuit de mult să își să reprime poftele.